Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi l-avem invitat alături de noi pe domnul Sorin Vrăjitoru, fost deputat PSD. Bună ziua, domnul Vrăjitoru, bine ați venit! Mulțumesc, bună ziua bine v-am găsit! Cu ce noutăți veniți? Am înțeles că încep lucrările la pasajul de la Drajna. Ce aveți să ne spuneți? Da, este o mare bucurie a mea să anunț ca de fiecare dată etapele în care acest important obiectiv de infrastructură rutieră a fost promovat de mine în Parlament prin amendamentul făcut la legea bugetului de stat din februarie 2019. Știți foarte bine că m-am luptat foarte mult pentru acest obiectiv, am promis călărășenilor acest pasaj și astăzi anunț cu bucurie că a început organizarea de șantier pentru începerea lucrărilor. Când vor începe lucrările? Există, există posibilitatea ca lucrările să înceapă luna viitoare. Acest uh, val de m, tulburare de la nivel național cu moțiunea, considerați că poate împiedica ritmul lucrărilor sau poate bloca într-un fel demararea lucrărilor? Uh, teoretic, nu. nu. S-au făcut toate demersurile, este licitația făcută, organizarea de șantier este aproape gata. Am stat de vorbă cu constructorul și mi-a relatat faptul că. Ei, practic, așteaptă decât autorizația de începere a, a lucrărilor, dar vedeți haosul în care uh, aceste partide de guvernământ, așa-zise partide de guvernământ, uh, generează în, în aceste zile, și uh, în Ministerul Transporturilor am înțeles că, de fapt, nu are cine să semneze la ora actuală. Niciun, asta spun ca demisionat ministrul. Da a demisia în ministru. Se pare că actualul premier uh, eliberează din funcții și secretarii de stat care nu sunt uh, din partea partid Partidului Național Liberal. Și prefecții și subprefecții. Și și S-a văzut și la noi la, la Călăraș că am înțeles că și actualul subprefect a fost uh, demis cu toate că eu pe actualul subprefect îl cunosc, e un om destoinic, un om uh, bun, profesional și care uh, eu zic că își merita locul acolo. Să revenim un pic de la pasajul de la Drajna. Știu că inițial au fost propuse două proiecte. Până la urmă, pe ce segment s-a mers? Ce proiect a fost aprobat pentru construire? Era un proiect pe piloni, dacă mi-aduc aminte da. bine? Uh, proiectul uh, inițial, după ce am depus amendamentul la, la, la buget, din discuțiile purtate cu cei care au uh, lansat uh, studiul de fezabilitate, am vrut neapărat să fie pasajul să fie pe patru benzi. În, cu gândirea că acest pasaj ne va duce pe viitor să putem să uh, mergem cu drumul DN21 care pleacă de la uh, Petrom la ieșirea spre Slobozia să mergem cu el de la două benzi la patru benzi să facem drum expres. Uh, cele două variante erau pe pilon de, de, de beton și pe a doua variantă, pe pilon de, de structură de, de, de oțel, care uh, necesita și un timp de construire mult mai mare și costa și foarte mai, mai mult decât uh, prima variantă. S-a ales uh, varianta pe, uh, pe structură de, de beton, uh, ea necesită un, un timp de construire de 18 luni, noi sperăm și din discuțiile purtate cu constructorul, dacă nu intervine ceva deosebit, la sfârșitul anului 2023 să pasajul să, să fie gata. În discuțiile noastre anterioare spuneați că ar exista posibilitatea stimulării constructorului astfel încât să termine lucrarea înainte de termen. Da. Această variantă a rămas în vigoare? Da. Există posibilitatea dacă uh, constructorul are uh, aprobările necesare și există capacitatea și timpul lasă să poată să lucreze și pe timp de noapte și astfel încât uh, pasajul să fie gata undeva în 2022, 2000, la începutul anului 2023. Asta ține și de pandemie, să vedem exact cum vor decurge lucrurile în, în perioada următoare. Dar, dar oricum, vă spun ca și perioada de timp și cu cei care am vorbit și discutat și am dus împreună acest pasaj spre final, fiindcă eu am făcut diligențele în Parlament și m-am luptat în Parlament să poate să acest amendament al meu pe care vi l-am prezentat și aici la dumneavoastră în emisiune să poate să fie aprobat, să obținem finanțarea necesară pentru el, pentru noi, pentru călărășeni. Cei care am lucrat împreună la acest proiect ne spuneau că oricum termenul a fost, sau termenele de finalizarea sau ajungerea în această perioadă au fost foarte, foarte scurte. Gândiți-vă că nu sunt decât, deci din februarie 2019, când am depus amendamentul la buget, suntem în septembrie 2021, în 2 ani de zile, avem toate studiile făcute, avem toate avizele luate, avem licitația făcută, atribuită licitația și organizarea de șantier, practic nu avem decât să înceapă, să înceapă lucrarea la acest important nod de infrastructură rutieră de pe raza județului nostru. La începutul discuției ați pomenit despre lărgirea drumului național DN21 de la două benzi la patru benzi. Ce ar trebui să facă autoritățile în momentul de față pentru a duce acest obiectiv de la stadiu de intenție la realitate? Da, eu am gândit atunci și uh, le-am spus să-l facem neapărat pasajul de vreau să fie pe patru benzi ca să uh, mergem ulterior cu, cu el și cu acest drum de DN21 la, la patru benzi. Acum, existau mai, mai multe variante Uh, în bugetul de stat pe anul ăsta să fi depus amendamente, cei care sunt parlamentari acum, să, să, să fi depus amendamente pentru prinderea acestei lucrări uh, ca și finanțare, am înțeles că nu, nu, nu a, fost... Asta voiam fapt, să vă întreb, din cunoștință dumneavoastră, au fost nu, depuse nu aceste amendamente? Nu s-a aprobat, nu s-a făcut absolut nimic. Și mai există, mai există posibilitatea că acest, celebrul Plan Național de Redresare și Reziliență. PNRR. PNRR, celebrul PNRR, care, și aici fac o paranteză, guvernanții noștri l-au dus la niște limite extreme. Noi suntem printre puținele țări care am rămas din Europa în care acest plan de național de redresare și reziliență nu este aprobat. Deci astăzi când vorbim acest plan de redresare nu este aprobat. Prin acest PNRR exista posibilitatea ca și noi călărașum și între public dacă Există vreun proiect major pentru noi, pentru călăraș de infrastructură rutieră, sau alt, alt proiect în care să facă parte din acest PNRR? Aveam posibilitatea să trecem acest drum expres, să mergem cu aceste benzi, să facem acest drum DN21, să facem drum expres. Cine ar trebui să facă această propunere? În general, din zona parlamentară trebuie să să, să, meargă pe, să se către, miște lucrurile de acolo. Către, către primul ministru, cei care sunt la guvernare acum, din zona Partidului Național Liberal, trebuiau să, să facă aceste demersuri. Am pierdut un timp, un an de zile, nu, din câte știu eu, nu s-a făcut absolut nimic. Sperăm ca următorul an să poate să încerce să, să facă ceva și pentru, pentru județul nostru, că Vedeți, dumneavoastră, și trebuie să spunem adevărul călărășinilor, ce s-a făcut în 30 de ani? S-a făcut vreun proiect major în 30 de ani pentru noi? Nu. de -aia suntem în stadiul ăsta, de, din punctul meu de vedere, involuție economică și socială. Fiindcă am vrut să facem lucruri mici, nu. Suntem puși acolo să facem lucruri mari pentru cei care ne-au trimis în Parlament. Legat de Planul Național de Redesare și Reziliență, aș veni cu o sugestie către uh, parlamentarii călărășini, și aici mă refer la cei de la Partidul Național Liberal. Știm cu toții că Adina Vălean, actualul comisar european pe transporturi, a fost deputat de călărași. Da. Eu le dau, vin în întâmpinarea acestei sugestii și aș invita-o pe Adina Vălean la călărași și aș zica această problemă. Doamna Teoretic, comisară, doamna ar trebui să cunoască problemele județului din moment ce a fost, a fost deputat de Călăraș. Deputat de călăraș. Doamna comisar, vă rugăm să ne ajutați cu infrastructura rutieră pentru uh, drumul național DN21 să-l trecem în planul național de redresare și reziliență, prin diligențele care legale care se pot, uh, se pot face. Și mai mult decât atât, din în, uh, cunoștințele mele, la nivelul Uniunii există un uh, plan, de fapt, se numește Strategia Dunării. România are în jur de 17 porturi dunărene. Banii alocați pentru această strategie a Dunării este undeva la 200 de miliarde de euro. Vin cu o întrebare, poate chiar retorică. S-a făcut ceva pentru portul Călăraș de la Dunăre? Este plins într-un plan de, de redresare? Eu cred că nu. Din, din informațiile pe care le-am dar toate aceste uh, semne de întrebare pe care, și, uh, pe care eu le, le ridic acum la dumneavoastră în emisiune ar putea foarte frumos să ne spună doamna comisar și Partidul Național Liberal dacă au uh, întreprins demersuri în acest sens. Dar parlamentarii în funcție, în momentul de față, nu ar putea să facă o interpelare sau să o întrebe direct pe... Pe domnul Vălean? Interpelare se poate face în Parlamentul României pentru uh, legislativul de aici de, de la noi. Mm -hmm. uh, la Parlamentul European trebuie să făcute interpelările de către europarlamentari. Am înțeles. Uh, ați adus în discuție portul turistic. Știu că în perioada în care erați uh, deputat, uh, dumneavoastră ați vorbit despre portul de adunare, eu vreau să vă întreb despre portul turistic. În perioada în care dumneavoastră erați uh, parlamentar, știu că ați venit uh, însoțit de ministru de la acea vreme uh, pe malul brațului Borcea să discutați despre portul turistic. Aveți informație despre acest proiect? În ce stadiu se mai află? Am da, într-adevăr, finanțarea acestui obiectiv turistic al județului călăraș și al municipiului călăraș, portul turistic de embarcațiuni ușoare. Am reușit în mandatul meu să conving parlamentarii PSD și guvernul PSD să ne, ne aluce finanțarea. Finanțarea era undeva la 18 milioane de, de euro. Am venit la Călăraș cu ministrul TRIF, ministrul turismului, care și pe aceasta cale doresc încă o dată să-i mulțumesc, fiindcă dacă domnia sa nu era de acord să finanțeze acest obiectiv, noi acum nu mai vorbeam de, de acest port. Finanțarea, repet, a făcut-o Guvernul României, Guvernul PSD. Toate documentele le-au le întocmit și le-au dus spre finalizare Consiliul Județean Călăraș. Iar vis-a-vis -vis de finalizarea sau începerea lucrărilor de acestui obiectiv turistic, știu că a fost emisă autorizația de, de construire. Cu ce credeți că ați rămas în memoria călărășenilor după scurtul mandat de deputat? Că nici măcar nu a fost un mandat întreg. Nu ați avut patru ani. Da, pe... am avut un mandat scurt de trei ani de zile. Eu am înlocuit un, un coleg. Um, și uh, cred și îmi place să, să spun cu mândrie: mă întâlnesc cu călăreșeni care uh, beneficiază de, din punct de vedere legislativ de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile pe uh, legea mea. E o lege bună pentru călăreșeni, era o lege necesară. Uh, țin să vă aduc aminte că deci legea este, era, este legea 263 pe 2010, este uh, din 2010. Am venit în Parlament în 2017, am intrat în Parlament în 2017, am identificat această posibilitate ca și călărășii noștri să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile. Am depus amendamentul la lege, nu a fost ușor, legea este o lege organică, trebuiau 165 de voturi în Parlament, noi PSD-ul aveam 134-135 de, de parlamentari prin lobby făcut la celelalte grupuri parlamentare și cu sprijinul colegilor mei am reușit să trec această lege organică pentru noi, pentru călărășeni și uh, pot să spun cu mândrie că legea astăzi este în vigoare și produce, produce efecte. Uh, la nivelul municipiului Călăraș, uh, din adresa casei Naționale de, uh, de Pensii, uh, or să iasă în următoarea perioadă la pensii în jur de 14.000 de călărășeni. Și mă mândresc cu faptul ăsta că am reușit să dau întind să o mână de ajutor persoanelor care, practic, au construit țara asta. Pe ce perioadă se aplică această prevedere legală? Perioada intră în, până în 2030. Și este după în 2030? Actual, în, este în actuala lege, dar se poate face amendament la, la ea și să mergem cu, perioada, cu o perioadă extinsă. Deci, doar persoanele care se vor pensiona în următorii 9 ani. 9 ani și un pic. Nu, vor beneficia nu, nu. de această prevedere legală. Eu am făcut amendament. De deci ce se întâmplă? ca să pui... Adică sunt niște lucruri tehnice pe care vreau un pic să le, să le explic. Deci, legea este din 2010. Trebuia să o din 2010. Cine a fost parlamentar din 2010 până, până în 2017, când am intrat eu și n-am făcut? Nu a fost aplicat asupra problemelor de călăreșinilor. Ca să fiu mai elegant în exprimare. Noua legea pensiilor, care trebuia să intre în vigoare la 1 septembrie anul curent, acum, Partidul Național Liberal a promulgat Da? Au amânat termenul de intrare <fie> a, a legii. Au prorogat termenul pentru anul viitor sau ceva de, ceva de genul ăsta. Cum, de fapt, au prorogat termenul și pentru creșterea indemnizațiilor la, la, la copii, pe care noi, PSD, ul am, am votat-o și am spus că nu poți să trăiești cu o sumă, suma aceea infimă. Haideți să mergem să merge cu dublarea uh, alocațiilor la, la copii. Au prorogat termenul și la această lege. Eu am făcut amendament pentru uh, uh, noua lege a pensiilor împreună cu trei colegi ca să extindem acest termen de ieșire la pensie cu pensionarea anticipată pe noua, pe noua, lege. Este în vigoare, dar, repet, Partidul Național Liberal a prorogat termenul pentru o dată care deocamdată nu o să știm. Dar îi anunț că Partidul Social Democrat va veni la guvernare, va reveni la guvernare și noi știm ce, -a, ce avem de făcut și pentru părinții și bunicii noștri. Deci, călărășenii care au trăit 30 de ani în această zonă poluată da? pot beneficia în momentul de față, pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de, de zile, fără să le fie afectate drepturile bănești. Deci legea este în vigoare, au toate drepturile necesare, pot să prezint la casa de pensii. În momentul în care ocupați funcția de deputat, ați făcut parte și din Comisia de Agricultură. Cunoașteți foarte bine acest domeniu. Ce ne puteți spune despre acest an, din punct de vedere agricol, cum a fost 2021? Da, este un an cu multe provocări, și spun cu multe provocări, datorită faptului că venim de un, după un an de extrem de greu, un an de, de secetă anul trecut. Um, nu au fost de să fermierii în cel puțin. Au fost afectați de secetă și culturi calamitate în proporții de aproape 100%. Ni s-a promis din partea guvernanților despăgubiri pentru secetă, au fost decât vorbe aruncate în vânt, fermierii nu au primit absolut nimic. Practic, au fost, li s-a dat o umbrelă când este soare și când începe ploaia, ni s-a dat umbrela. În acest, în acest an agricol, culturile de, de toamnă s-au prezentat foarte bine, au fost producții uh, bune. Din câte din informațiile pe care le am, culturile de, de primăvară, mă refer la floarea soarelui și la porumb, uh, au suferit de secetă. În lună august nu a plouat apro aproape deloc în anumite zone din ale județului. Este un an pe ansamblu, un an, spun eu, bun pentru, pentru, fermieri, dar în același timp au de achitat sau de acoperit găurile de, de anul trecut de la, de la care sunt necesare pentru, pentru efectuarea producției. Cred că soluția pentru agricultura din Călăraș și nu mai este valoarea adăugată a produselor, și nu exportul din, de materie primă în porturile de la Marea Neagră. Cu toții vedem că porturile de la Marea Neagră sunt pline de cereale, mulți se bucură, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie o bucurie, ar trebui să fie un pic de consolare, în care ar trebui să ne dea de gândit faptul că. Noi nu procesăm și noi nu adă, facem valoare adăugată la uh, materia primară. În acest sens, uh, cât am fost deputat la Comisia de Agricultură, am făcut uh, legislație să facem porc în România, să facem pui în România, să facem pește în România și, uh, vă pot spune, cel puțin la pește, uh, importăm 80% din necesarul uh, de consum al, al României. Avem uh, pe balanța comercială de la începutul anului acesta în primele două trimestre un deficit de 600 de milioane de euro pe minus pe componenta de agricultură, pe produse agricole, ceea ce este inadmisibil cu un pământ atât de bun, cu oameni harnici și cu potențialul de, de, de producție al României să stăm pe acest, pe acest deficit. Vă spuneam că am făcut pentru pește, pentru porc și pentru pui. Este inadmisibil să importăm pui și ouă din Polonia, este inadmisibil să importăm carcase porc, am importat 2,5 milioane carcase porc uh, și astea sunt date statistice din, uh, uh, din Europa, în condițiile în care noi exportăm uh, materie primă. În perioada în care la conducerea Ministerului Agriculturii se afla domnul ministru Daia, au fost făcute foarte multe investiții în sistemul de irigații. Aceste investiții, aceste lucrări au continuat și au fost continuate și de actualul guvern? Uh, nu au fost continuate, fiindcă Ministrul Fondurilor Europene, domnul Ghinea, atât a putut el să înțeleagă. Iar în Planul Național de Redresare și Reziliență. Chiar revenim dacă, la PNRR. Revenim la acest PNRR, că uh, nu avem acesta. Acest PNRR, într-adevăr, este poate să fie un motor de dezvoltare pentru România în următorii ani. Dar. Uh, cei care au fost puși la, la guvern sau să guverneze din partea președintelui Iohannis și spun că au fost puși să guverneze nemeritat datorită faptului că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Deci noi am avut cele mai multe voturi, noi, Partidul Social Democrat, trebuia să guvernăm această țară. Președintele Iohannis a forțat un pic Constituția și a spus că Partidul Social Democrat trebuie să stea în opoziție. Am intrat în opoziție, au venit domnii de la PNL cu USR, cu... Cine mai, pe ce au mai dus ei la, la guvernare și vedeți că, de fapt, această guvernare, care uh, nu datează de un an de zile de când a fost alegerile parlamentare, ele datează de, 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 în octombrie, noiembrie, pardon, se fac doi ani de zile de când acești domni guvernează această țară, este un haos total. România nu a progresat. România nu au venit în România, nu au venit investiții. Eu i-aș întreba să-mi spună ce măsuri economice au luat ei în doi ani de zile, pentru mediul privat din, din România și uh, le lansez o provocare. Ei să-mi spună o măsură economică pe care a luat-o uh, actuală uh, coaliție și eu le spun la pachet imediat două măsuri care le-am noi. Unul la doi. Dar din păcate să știți eu nu am identificat nici măcar o măsură economică pentru mediul privat și pentru, pentru țara în care poate, putem să dezvoltăm economic această uh, a această economie a României. Ați vorbit despre guvernare. Cum vedeți situația actuală de la nivel național? O moțiune de cenzură depusă de USR și AUR, această combinație USR-AUR împotriva guvernului Cățu. Această guvernare nu are, în primul rând, nu are o notă de trecere. ar fi bine să să găsim soluția necesară și suficientă în care România să meargă înainte, fiindcă Uh, vă spun, mă gândesc cu, cu groază ce ne așteaptă la iarnă, cu scumpirile anunțate la energie electrică, la gazele naturale uh, și la tot lanțul de aprovizionare pe, pe produse uh, agricole. Chiar citeam astăzi uh, într-un editorial al ziarului financiar în care de deam niște valori care pur și simplu mă îngrozeau. 40% creșterea de la, la, la gaze naturale, au crescut uleiul, sunt produsele de, de bază cu 20%, crește și zahărul, crește energia electrică, toate, toate se scumpesc. Iar ei nu fac altceva decât să ducă țara să certe toată ziua la, pe funcții și pe interese financiare, să ducă țara asta în gard, cum, cum, se, cum se spune. Nu, ma Mașina asta care e România este necondus acum. Este neguvernată. Țara asta e neguvernată. Uitați-vă ce se întâmplă că și-au făcut plângeri la Curtea Constituțională, PNL-ul cu PNL-ul, între, între ei. Este inadmisibil așa ceva. Chiar dacă votarea moțiunii de cenzură s-a amânat până la pronunțarea Curții Constituționale, considerați că are șanse de izbândă? Poate să treacă această moțiune? Nu. Din punctul meu de vedere și președintele partidului a anunțat uh, public domnul Marcel Ciolacu, actualul guvern este demis. Actu domnul Cățu este demis. Iar moțiunea de cenzură care va veni în Parlament, că va veni în marți, că va veni în miercuri, că va veni în săptămâna viitoare, uh, parlamentarii PSD vor vota pentru căderea acestui guvern. Considerați că în următoarele zile vom primi vestea demiterii actualului premier? Da, s-a așteptat. De fapt, este și o situație care paradoxală, o situație care nu ne-am întâlnit. Uh, au spus să putem să lăsăm uh, votarea moțiunii de cenzură după uh, venirea răspunsului de la Curtea Constituțională, că altfel da. eram în imposibilitatea să demitem un, un, un guvern și venea răspunsul de la Curte în care spunea că guvernul să rămână în funcție. Și, practic, ne trezeam cu doi prim-ministri. Doamne, ne facem de râs în toată Europa. PSD este pregătit în momentul de față să preia guvernarea? Bineînțeles. În alianță cu cine? Nu, se poate, se poate discuta aici cu un guvern minoritar, dar să ajungem acolo și Partidul Social Democrat are specialiști care pot să, să facă un guvern de oameni pregătiți, să, să putem să ducem înainte toate toate programele pe care noi le avem în, deja creionate și sunt cred că aproape, aproape gata cu programul de guvernare. Oamenii cunosc foarte bine activitatea dumneavoastră în perioada mandatului, pe care ați avut-o în perioada mandatului. Cu ce vă ocupați în momentul de față? Lucrez în domeniul privat, sunt în mediul privat și mă simt, vă spun, pot să vă spun că mă simt foarte bine în ceea ce, ceea ce fac. Și nu sunt departe nici de mediul, mediul politic. Am rămas angrenat în, în structura parlamentară de la Camera Deputaților. În ce comisie? La Comisia UNESCO. Și acolo, cu ce vă ocupați, mai exact? Ce, care sunt atribuțiile dumneavoastră? Vreau tot pentru călărășeni să încerc și cred că voi reuși, cum mi-am pus în cap cu pasajul și cu pensii și cu tot, pentru că noi ca celebra insulă de pe, de pe Dunăre care teritorial nu aparține neapărat de călărași unde este vechea cetate bizantină vicina, să putem mm. să o trecem în patrimoniu UNESCO. Vă spun că este extrem de greu, perioada de acreditare și de... durează în jur de trei ani de zile, dar avem un monument bizantin, avem un edificiu bizantin pe pe Dunărea, care ne pur și simplu ne scaldă marile județului Călăraș, pe care trebuie să noi să-l să punem în evidență cu, cu orice preț. Dacă vom reuși să trecem această insulă în patrimoniul UNESCO, municipiul Călăraș, județul Călărașan, județul Călăraș vom fi trecuți pe toate hărțile lumii, ca și uh, punct turistic al cărui uh, al cărui obiectiv avem un patrimoniu UNESCO. Văd că insula este deja aleasă ca obiectiv, dar ve veți face totuși o inventariere a posibilelor obiective din județul Călăraș, dacă mai avem, care pot fi introduse pe această listă? De acord cu dumneavoastră, dar nu vreau să mă extind pe mai multe planuri, vreau să-mi canalizez toată forța și priceperea și energia pe, pe acest obiectiv, atât timp cât voi fi în această comisie. Nu, nu se știe ce ne va rezerva viitorul, dar uh, vreau să să mă focusez pe, pe acest obiectiv. Domnule Vrăjitoru, vă mulțumim, vă urăm succes și vă așteptăm cu noutăți. Mulțumesc mult pentru invitație și o zi plăcută vă doresc în continuare.